O decizie importantă e pe punctul de a fi luată pe scena politică de la noi. Senatul a votat proiectul de lege care mută toate agențiile de pariuri și păcănelele la marginea localităților. Proiectul de lege va merge acum la Camera Deputaților care este fort decizional. Ce impact poate avea decizia asupra sportului în contextul în care sportul românesc este finanțat pe scară largă de industria jocurilor de noroc? De câțiva ani, numeroase cluburi sau federații din România beneficiază de sponsorizări consistente din partea caselor de pariuri. Proiectul care pune însă și piața jocurilor de noroc pe o linie subțire prevede că spațiul dedicat jocurilor de noroc să fie situat la cel mult 50 de metri de limita teritorială a orașului municipiului Oia Comunei, inclusiv a municipiului București. Așadar, toate sălile de jocuri de noroc ar putea fi nevoite să-și mute locațiile la marginea localităților într-un termen de 60 de zile de la publicarea legii în monitorul oficial. În vara lui 2022, autoritățile au decis suprataxarea industriei jocurilor de noroc, iar în acest an a existat mai multe inițiative care au propus o nouă suprataxare ori diverse alte forme de limitare a industriei. Strâns cu ușa de legislația în continuă schimbare, operatorii pot diminua sau chiar opri bugetele de sponsorizare direcționate acum către sport. În acest an au existat mai multe inițiative care au propus o nouă suprataxare ori diverse alte forme de limitare a industriei, scopul declarat fiind limitarea dependenței jocurilor, relatează gazeta sporturilor.ro.